Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știrile Mega TV. Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Brăila a prezentat raportul de activitate al instituției în cadrul Colegiului Prefectural, care a avut loc la sfârșitul săptămânii precedente. Direcția asigură activitatea de vămuire a mărfurilor în teritoriul vamal al României pe cale maritimă, fluvială, rutieră și poștală. Cea mai importantă activitate este însă colectarea accizelor din domeniul vamal. În primele 6 luni ale anului, în perimetrele zonei libere Brăila au intrat și ieșit peste 7.000 de autovehicule, 186 de vagoane CFR și 19 nave maritime. În aceeași perioadă au fost prelucrate 288 de declarații vamale și au fost emise 102 declarații vamale de tranzit. Echipa mobilă a participat la un număr de 126 de operațiuni de denaturare a alcoolului etilic produs de o societate din Brăila. Activitatea desfășurată de DGOV Brăila în perioada de raportare a avut următoarele obiective principale. Creșterea gradului de colectare a veniturilor bugetare reprezentând taxe și venituri gestionate de autoritatea vamală, combaterea actelor de evaziune fiscală atât în domeniul vamal cât și în domeniul accizelor, combaterea traficului ilicit cu produse și substanțe stupefiante, psihotrope, arme și muniții, materiale explozive și radioactive, substanțe toxice, substanțe chimice esențiale, precursori, produse strategice, obiecte din aur și pietre prețioase, bunuri culturale de patrimoniu, specii sălbatice din floră și faună, mărfuri contrafăcute, mijloace de plată, precum și eliminarea practicilor de eludare sau sustragere de la plata datoriei vamale, ori de la controlul vamal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu care le reveneau conform fișei postului lucrătorilor vamali, și-au desfășurat activitatea în două domenii. Domeniul vamal constă în supravegherea și controlul vamal efectuat asupra tuturor bunurilor și mărfurilor transportate pe cale rutieră, feroviară, poștală, maritimă și fluvială, și domeniul fiscal, care constă în supravegherea, autorizarea, controlul, operațiunilor de producție, depozitare, comercializare și mișcarea produselor accizate. În cadrul activității vamale au fost depuse, înregistrate și verificate în perioada de raportare următoarele documente. Declarații provizie de bord, 240 de declarații. Manifeste descărcare, 84. Manifeste încărcare, 364. Permise încărcare, descărcare, 490, procese verbale de constatare și sancționare a contravențelor, 23, decizii pentru regularizarea situației, 56, procese verbale de control, 57, declarații vamale de import, 1467, declarații vamale de export, 715. Pentru asigurarea unui serviciu vamal operativ și de calitate, cu respectarea legislației din domeniu, Biroul Vamal din zona liberă Brăila are în vedere obținerii unui ștat de funcții pentru a-și desfășura activitatea. Beneficiarii contribuției restante la pensii vor putea intra în posesia sumelor pe care le au de încasat dacă se adresează lucrătorilor din cadrul Casei Județene de Pensii Brăila. Directorul executiv al instituției, Sorin Enache, a declarat că sunt peste 30.000 de brăileni care ar urma să-și primească contribuția reținută. 34.577 de urmași vor primi restituirea pensiilor. Anunțul a fost făcut de către directorul executiv al Casei Județene de Pensii din Brăila, Sorin Enache. Până la momentul actual, 1.656 de brăileni au depus cerere pentru a primi contribuția reținută. S-a stabilit restituirea contribuției de asigurări sociale la pensionarii căruia li s-a reținut această contribuție și nu la diferența între cuantumul brut al pensiei și suma de 740 de lei, cât a fost considerată, pentru care nu se calculează. În momentul de față, în urma unor sesizări și a unei analize mai aprofundate ale legislației, mă refer la legea 263 și la această ordonanță 17, s-a ajuns la concluzia că sumele care trebuiesc restituite, inclusiv la persoanele care au decedat în acest interval de timp, pot fi continuate plățile pentru aceste persoane urmașilor lor. Până în momentul acesta era pe ordonanță o precizare unde se spunea numai titularul dreptului.
Acum s-a analizat și lucrurile astea s-au reglementat. Prin urmare, vreau să fac precizarea că în plată la momentul acesta sunt pentru restituirea acestor sume un număr de 34.577 de persoane. Mă refer la astea sunt persoane vii. Care se mișcă. Și în speță sunt 1656 de cazuri pentru care trebuie depusă cerere la Casa de Pensii ca să fie reevaluată plata acestor contribuții. Ce înseamnă persoane care pot beneficia este ruda de dragul meu, care înseamnă soț, soție, după caz, copii, și trebuie să se depună certificatul de deces în copie, talonul de pensie sau copia deciziei de pensionare a decedatului și actul de stare civilă, legătura care trebuie făcută între decedat și cel care solicită continuarea acestor pensii. Beneficiarii contribuției restante sunt atât pensionarii cărora li s-a reținut, cât și urmașii acestora până la gradul 1 de rudenie. În cazul urmașilor, aceștia trebuie să facă dovada prin documente oficiale a faptului că există un grad de rudenie între ei și defunct. Spitalul Județean investește serios în viitoarea generație de cardiologi. Toate secțiile însă au făcut obiectul investițiilor, Consiliul Județean fiind preocupat ca sistemul sanitar din Brăila să ofere servicii de calitate în cadrul ședinței Consiliului Județean. Președintele Gheorghe Bunastancu a trecut în revistă activitatea pe perioada următoare. Săptămâna trecută, doi tineri, doctori cardiologi din Brăila, au susținut un examen pentru a lucra în Centrul Național de Cardiologie. Totodată, președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, a declarat că din toamna acestui an, atenția se va axa pe această secție, care, pe lângă faptul că promite foarte multe rezultate, are nevoie și de investiții care să susțină munca doctorilor. Astăzi avem examen pentru doi tineri doctori cardiologi care vor prelua și vor lucra în Centrul Național de Cardiologie Intervențională. Probabil că în această toamnă, mai spre sfârșitul anului, vom avea primele intervenții pe cardiologie intervențională. Vorbeam cu domnul doctor înainte de ședință, vom începe cu alea care sunt mai puțin urgente pentru a ajunge la Centrul Național cu gardă la domiciliu, la fix mai mult ca sigur. Astăzi este prezent la Brăila domnul doctor Zarma, care este probabil unul dintre primii 2-3 doctori pe cardiologie intervenționale, pe stand-up. El este la București, în cazul la Fundene, este un om deosebit, cred că a venit de 6-7 ori până acum la Brăila și astăzi iar este la Brăila, o să vină după ședință, mai am 2-3 discuții, o să ajung la spital, în care vom discuta concret, vis-a-vis și de clădire, care sunt pașii și graficul care trebuie urmat. Președintele Consiliului Județean a declarat că pregătirea doctorilor este foarte importantă și mai mult aceștia ar putea obține recunoaștere internațională. Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din Brăila este nemulțumită de planul de dezvoltare pe care îl propun autoritățile. Aceștia au mărturisit că soluțiile sunt unele derizorii, iar strategia lasă de dorit. Lipsa dialogului între instituțiile statului și producătorii agricoli se resimte în producții și în calitatea acestora. Președintele Ligii Asociației Producătorilor Agricole a tras atenția asupra faptului că populația din mediul rural nu beneficiază de sprijinul autorităților și instituțiilor publice. Acesta a ținut să sublinieze faptul că oamenii din sate sunt folosiți drept mașinării electorale, votanți în masă care însă duc lipsa unei educații la standarde normale. Eu am participat, împreună la lansarea strategiei acelea în agricultură. Eu vă spun sincer, am fost și eu curios. Sigur, e o lucrare care are vreo 200 și vreo 30 de pagini. Și totuși am vrut să fiu așa bine documentat. Și încet, încet am citit. Sigur, este foarte greu de aprofundat. Poate unele zone și de înțeles. Dar ce am înțeles eu esențial și din această strategie este faptul că se analizează foarte atent și zic eu cu profesionalism ceea ce s-a întâmplat. Dar, din păcate, după părerea mea, nu prea există soluții nici în această strategie.
Eu aș fi vrut să văd într-o strategie serioasă soluții în felul, domnule, uite, facem asta, 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 banii îi luăm de acolo, de acolo, de acolo, într-un termen de. Ori asemenea chestiune nu există nici în această strategie, nici în master planul ăla care s-a vrut o replică la strategia una guvernamentală, una prezidențială, nu știu cum e la noi cu politicile astea. În țara asta se fac politici arbitrare. Deci vorbim despre dialog ca un instrument de politici, zic eu, corecte și coerente. Noi vorbim despre agricultura acum, dar probabil că, nu, probabil în mod cert, lucrul ăsta se întâmplă în toate sectoarele. Dar, din păcate, în agricultură este cu atât mai prezent, cu cât, știți, agricultorii, până la urmă, agricultorii și cu mediul rural reprezintă aproape jumătate din țara asta. Dar dați-mi voie să fac o remarcă. Cred că în politica anilor ăștia 24 de ani ar trebui să remarce de către cineva că, ținând în treapta de jos civilizația rurală, pot să o manevrez foarte bine electoral. Și ca să nu credeți că vorbesc aiurea, vă dau niște date foarte clare. În România, în zona rurală, doar 16%, după date statistice, doar 16% din tineri ajung în zona liceală, deci din copii, doar 16%, iar în zona universitară, sub 2%. Și vreau să vă fac niște precizări și pentru cei care vor să înțeleagă, totuși, zona rurală în țara asta a dat cele mai multe personalități din toate domeniile, că sunt politice, că sunt culturale, că sunt științifice, de orice natură. Cele mai importante personalități din țara asta, din neamul ăsta, provin din zona rurală. Chiar dacă istoria ne-a învățat că cele mai multe personalități ale României vin din mediul rural, în ziua de azi mai puțin de 2% dintre aceștia au o diplomă care să ateste studiile universitare. Producătorii atrag atenția asupra faptului că această problemă este făcută în mod conștient. Audiențele susținute de către primarul municipiului Brăila, Aurel Simionescu, par să facă parte uneori din filmele de comedie sau din domeniul supranaturalului. Pe lângă cei care susțin că sunt urmăriți de servicii secrete sau extraterestri, sunt și brăileni certați cu munca, care s-au obișnuit să întindă mână la fiecare pomană pe care statul o dă prin intermediul administrațiilor locale. Primarul municipiului Brăila a tras atenția asupra faptului că sunt foarte multe cazuri de la neînțelegeri între vecini și până la diferite cereri pe care brăilenii le formulează, unde autoritățile nu au puterea să intervină. Deși recunoaște că multe dintre aceste cazuri sunt perfect întemeiate, Aurel Simionescu ne-a mărturisit că sunt și cetățeni care și-au făcut un hobby în a reclama orice neînțelegere. Eu am mai spus să continuăm să avem și v-aș ruga și pe dumneavoastră să promovăm o astfel de idee. Avem din ce în ce mai multe cazuri în care părinții, frații, rudele, surorile, etc., etc., își dau afară pe ceilalți. Adică părinții pe copii, copiii pe părinți, fratele pe soră, sora pe frate, etc., etc. Și vin sau persoane căsătorite la a doua căsătorie, după ce moare unul dintre soți, copiii care n-au fost din prima căsătorie, dau afară pe aia care au fost din a doua căsătorie și așa mai departe. Și oamenii vin cu o formă din asta că trebuie să le dea primarul, trebuie să le dea casă. Și eu întreb de foarte multe ori, deși poate că e o întrebare neplăcută, dar întreb dacă tata te-a dat pe tine afară, cu copilul, vine cu copilul în brațe și cu soțul, că i-a dat tata afară, sau socrul afară, mă rog, depinde de cine vorbește. Dacă tata, mama, fratele, sora, te-a dat pe tine afară, de ce trebuie primarul să aibă, sau primarul în sensul de societate, nu de omul, municipiul ăsta, de ce trebuie să aibă, dacă voi între voi, în loc să vă ajutați, că asta e starea de normalitate. Că noi când suntem mici, suntem cum suntem și ne șterg părinții și peste 50 de ani e treaba inversă. Asta e viața. Cei mai mulți brăileni care trec pragul primăriei sunt în căutarea unei locuințe.
În ciuda faptului că există legi care le oferă acestora posibilitatea unei locuințe atât de tip ANL cât și prin legea 215, mulți nu corespund criteriilor de acordare, neavând un loc de muncă stabil. Partidul Democrat Liberal cere implicarea societății civile în crearea și funcționarea unui adăpost adecvat pentru câinii comunitari. Daniel Mitrofan, consilier local al Partidului Democrat Liberal, a declarat în cadrul unei conferințe de presă faptul că există ONG-uri care și-au manifestat interesul de a lua parte la un astfel de proiect. La momentul actual, legislația prevede ca adăposturile să găzduiască 4 pezii pe o perioadă de 7 zile. Săptămâna trecută însă Senatul a trecut o lege care mărește această perioadă până la 30 de zile. În ciuda reglementărilor, câinii vor ajunge din nou pe stradă, unde pot ataca și răni cetățenii. Consilierii Partidului Democrat Liberal au făcut o propunere ca administrația locală să se ocupe de tot ceea ce înseamnă spațiu și condiții, pentru ca ONG-urile să poată desfășura activitatea de găzduire a câinilor comunitari pe o perioadă nedeterminată. E drept că lucrurile în parcursul timpului au avut o evoluție pozitivă, odată cu deschiderea adăpostului de la Unirea, unde lucrurile se pare că se desfășoară acum într-o normalitate a sterilizării și deparazitării câinilor care sunt acolo. Restricțiile legislative, în schimb, sunt clare. Legea, la momentul actual, prevede un termen de 7 zile pe care eu pot să-l utilizez în prestarea acestor activități, să țin în astea 7 zile câinii în adăpost, în astea 7 zile să aștept să văd dacă este revendicat animalul, dacă nu este revendicat, îl sterilizez, după care obligația legală este să-l repun în teren, acolo de unde l-am ridicat. Deci, practic, învârtim banii, pentru că asta este restricția legislativă la momentul ăsta. La nivel parlamentar se încearcă modificarea legii în sensul de a prelungi durata șederii în adăpost, pentru că aici am restricția clar financiară, unde Curtea de Conturi vine și îmi controlează autoritatea locală și îmi spune l-ai ținut 7 zile, orice cheltuială peste alea 7 zile este nelegală. Un termen de prelungire a acestei șederi este propus de Senat, am văzut că au trecut deja prin Senat această modificare, se ridică la 30 de zile. E un pas în sensul rezolvării problemei, dar un pas mic. Veriga care lipsește din tot acest mecanism este ce fac eu cu câinii și după acele 30 de zile, timp în care eu ar trebui să-i aștept să fie revendicați, să caut spre adopție, să-i dau spre adopție, dacă nu, înapoi cu ei tot în teren, deci ajung tot cu ei pe stradă. Și mușcă în continuare, și sterilizați și deparazitați, mușcă la fel ca înainte. După mine, soluția de rezolvare a acestei probleme este o investiție din partea administrației locale într-un adăpost tampon, care să preia acești câini după ce au trecut prin adăpostul prin care i-am dus după capturare, sterilizare, deparazitare, adăpost care să fie administrat de ONG-uri, adică implicarea societății civile de aici încolo trebuie să se manifeste. Eu am purtat discuții cu reprezentanții câtorva asociații de protecție animalelor care și la momentul actual se implică la adăpostul de la Unirea și prin sponsorizările lor, prin deplasări săptămânale acolo, reușesc să țină sub control toată această prestație și care s-au arătat dispuși la o inițiativă de genul ăsta. Drept pentru care eu mi-am propus ca în următoarea lună să venim cu o inițiativă de proiect de hotărâre de Consiliul Local în sensul ăsta, de identificarea unui teren, de crearea unui adăpost pe investiția primăriei, un adăpost tampon în care, după scurgerea timpului de păstrarea câinilor în adăpostul primar, din coace, sub administrarea ONG-urilor care, prin voluntariat și prin obținerea de sponsorizări, pot să întrețin acești câini pe o perioadă mai lungă de timp, timp în care, tot prin voluntariat, ei să găsească și persoane care să adopte câinii din adăpost. În statele membre ale Uniunii Europene, societatea civilă este cea care se implică activ în problema animalelor fără stăpân și care fac față cu succes misiunii de a le oferi acestora un adăpost.
Joi de la 18, în sala polivalentă, HC Dunărea va juca în companie echipei CSM București. Un prilej pentru iubitorii handbalului din Brăila de a vedea la lucru noi la achiziții ale grupării de la Dunăre. Handbalistele brăilene au încheiat seria partidelor amicale cu o victorie în fața CSM Slobozia, iar în această săptămână au pregătit meciul cu Bucureștencele. Atât antrenorii Cristian Preda și Viorel Alexandru, cât și handbalistele doresc să debuteze cu o victorie în noua stagiune handbalistică. Joi, HC Dunărea va întâlni echipa CSM București, un amical care se va desfășura în sala polivalentă din Brăila. Fiind primul meci din acest campionat, vrem să începem cu dreptul. Lotul este complet, nu sunt accidentări. Publicul brăilean sper să fie alături de noi, iar la final să ne bucurăm împreună. Noi ne-am propus ca obiectiv o clasare pe podium. Va fi un campionat greu, dar sper ca la finalul lui să ne realizăm ceea ce ne-am propus, a declarat antrenorul Cristian Preda.